Te-ai întrebat vreodată cum ar fi viața ta fără corupție? Evident, ar fi una mult mai bună, cu mai multe șanse pentru tine, pentru familia ta, pentru țara ta și a mea. An la rând, autoritățile luptă, însă progresele nu se produc în tempourile pe care ne le dorim. Eu sunt voluntar anticorupție și m-am alăturat CNA, asumându-mi și eu lupta împotriva corupției. În mâinile noastre, a tinerei generații este viitorul nostru și al întregii țări. Acest viitor îl putem modela având o gândire corectă și integră, pe care trebuie să o cultivăm și celor din jurul nostru. Am suficientă forță și dorință ca să fac acest lucru. Misiunea mea este să schimb în rândul generației noastre, cea a tinerilor, setul de valori. În calitate de voluntar anticorupție, te îndemn și pe tine să ne consolidăm forțele împreună, să creștem o generație liberă de corupție. Eu cred că într-un viitor apropiat, în școlile, spitalele, în justiția de Republica Moldova, nu va mai fi loc de corupție. Asta dacă noi înșine, prin propriul exemplu, vom condamna aceste practici ilegale. Unul dintre obiectivele de dezvoltare durabilă prevede reducerea semnificativă a corupției și mituirii sub toate formele sale. Republica Moldova, de rând cu alte state, și-a asumat îndeplinirea acestor obiective până în anul 2030. Consider că fenomenul corupției este o rușine pentru țara mea. Eu vreau să fiu mândră de locul în care m-am născut, de aceea voi face tot ce depinde de mine pentru ca lucrurile să se schimbe. Noi, tinerii, avem un potențial imens. Vocea noastră poate să adune oameni integri, care să se unească în jurul unei idei, capabile să ne ofere un viitor frumos și liber, aici, acasă, alături de oamenii dragi. A fi liber înseamnă a avea curajul de a spune nu. Fii liber, spune nu corupției.